Miercuri seara a fost adusă la Mănăstirea Dervent o reproducere a icoanei făcătoare de minuni Acțiune Stin, una dintre cele mai renumite din Biserica Ortodoxă. Icoana a fost adusă la mănăstire de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Preoții și credincioșii au purtat-o în procesiune în jurul bisericii, după care a fost așezată în mijlocul locașului de cult spre închinare. Icoana este darul părinților români de la Mănăstirea Vatoped pentru Mănăstirea Dervent. Mănăstirea Dervent, care are 3 comori, izvorul tămăduitor, crucile de leac și icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, s-a îmbogățit un nou odor sfânt. Un credincios pe nume Răzvan a avut dragoste să facă o copie a icoanei numită în grecește Acțiune Stin sau Cuvine-se cu adevărat. Este făcătoare de minuni pentru că multe fapte minunate s-au produs prin această icoană. Este o bucurie că Maica Domnului aduce lumina sa din Sfântul Munte, aici la Mănăstirea Dervent. O rugăm pe Maica Domnului să ocrotească mănăstirea aceasta, pe părinții de aici, pe toți închinătorii de aici, pe toți pelerinii care vor trece pe aici. Și iată, îmbrățișându-se aici cu Sfântul Andrei, care a făcut minune când a vindecat aici bolnavii și a făcut să iasă din pământ izvorul tămăduitor, noi credem că Maica Domnului va avea mai bogată prezență la mănăstirea aceasta. Numele dat icoanei făcătoare de minune, Acțiune Stin, înseamnă vrednică ești. Icoana este păstrată în Biserica Protaton, cea mai veche din Sfântul Munte Athos.